cuțuică, vișinată și usturoi. Așa a fost primită Emma Răducanu la Cluj. Fanii s-au înghesuit să o vadă la antrenament înainte de primul meci cu Polona Herzog. Halep are duel cu prietena ruse în primul tur. Emma Răducanu a venit în România alături de tatăl ei român, care nu a mai fost niciodată la Cluj. Emma s-a antrenat alături de prietena Gabi Ruse. A fost plin de fani în tribune. O scoață bună! A fost bine la antrenament? Da. Fanii s-au îngrămădit să își facă poze cu noua vedetă a tenisului. Dacă ia trofeul, campiona de la US Open poate sărbători cu țuică și vișinată. Din pachetul pregătit special pentru ea, nu lipsește nici usturoiul, obligatoriu în ținutul lui Dracula. I-am acordat chiar și o ie tradițională. Mugurusa și alte 5 jucătoare străine s-au retras de la Transilvania Open. Fanii nu mai au voie la meciuri, iar organizatorii fac presiuni la guvern. Sunt atâția oameni care și-au cumpărat bilet. Cu o zi înainte aflăm aceste lucruri. Este, chiar mi se pare incredibil.